Voi lupta pentru binele copiilor noștri și pentru viitorul nostru, în general. Pentru că dacă noi avem niște copilași care vor fi bine educați, bine intenționați în viață, vom putea gândi cu bine la un viitor al nostru din ce în ce mai bun, nu? Sala de festivități a școlii gimnaziale numărul 8 Marin Voiculescu din Giurgiu a găzduit ședința de constituire a filialei giurgiuvene Asociației Părinți pentru Ora de Religie. Cu acest prilej, participanții la eveniment, aproximativ 120 de persoane, au completat cereri și pentru constituirea de filiale similare în Bolintin, Mihăile și Hotarele. Scopul principal al asociației este acela de a susține și îmbunătăți predarea religiei în școală prin susținerea și promovarea valorilor religioase, atât în rândul elevilor, cât și al părinților. Suntem din Bolintin Vale și susținem această asociație, deoarece chiar trebuie, după părerea multor părinți, această înființare acestei asociații. Să înțeleg că prezența dumneavoastră aici dă, să zicem, undă verde copiilor pentru practicarea religiei în școală. Sigur că da. Nu, în afară de religie, poate fi bine făcută și o oră de istorie religioasă. Și totodată, pe lângă religie, învață și istorie copilul. Care credeți că sunt beneficiile realizării orelor de religie pe planul educațional? Păi, în primul rând, sufletește, credem noi. Vizita copiilor la biserică este din ce în ce mai rară, îi atrag cu totul alte preocupări și spunem că îi stimulează un pic către biserică, către a fi mai buni. După cum știți, în toată țara au fost înființate astfel de filiale care sunt alcătuite din părinți care sprijină ora de religie. În condițiile în care în toată țara au fost înființate și la noi, la Giurgiu, a fost luată această inițiativă pentru a susține ora de religie, profesorii și, de ce nu, copiii, ca să poată învăța cât mai multe lucruri utile și frumoase despre Dumnezeu și despre oameni în general. Acțiunea găzduită de școala din Giurgiu a cuprins și o prezentare a modului în care religia este cuprinsă în programa școlară a mai multor țări europene. S-a subliniat în acest context că Franța este locul unde religia nu constituie materie de sine stătătoare și nu este predată ca atare, dar cunoștințele de ordin religios sunt cuprinse în alte materii.